Ziua de 8 martie a fost pentru cele 31 de doamne instituționalizate la Casa Bunicilor una cu totul și cu totul deosebită. Acestea au primit oaspeți, care au ținut să le ofere clipe de bucurie prin simpla lor prezență, dar și prin programul artistic oferit. Șefa centrului social Casa Bunicilor a ținut să le ureze doamnelor o bătrânețe liniștită, recitându-le chiar și o poezie. În fiecare an, pe 8 martie, este mare sărbătoare. Se sărbătorește Ziua Femeii, Ziua Mamei, a Bunicii. În această zi minunată, aș dori să felicit toate femeile din lumea întreagă pentru tot ceea ce le doresc în fiecare zi. Dragi bunicuțe, vă mulțumesc că existați și că sunteți modelul meu de viață. Vă iubesc pe toate, vă iubim și să vă țină bunul Dumnezeu alături de noi cât mai mult. Ca semn de prețuire, aș dori să recit câteva versuri. Așa e mama și așa e și bunica. Așa suntem femei, lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica, doar niște ele ce slujesc pe ei. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică multe și ele îndreaptă tot și de aceea nimeni nu le crede. Când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și bunica care e de față și ca ei rămâne eu voi fi. Ce facem noi femeile? Nimica, decât curat și uneori copii. Sunt în veriga firului de ață, în fiecare lanț făcut din doi, ce e greu cu noi femeile în viață, dar e și imposibil fără noi. Vă mulțumesc din suflet! Bătrânele au avut și ele un program propriu, interpretând o rugă pentru mamă, din care s-a desprins tristețea bătrâneții în singurătate. Bucuriile bunicuțelor de la Casa Bunicilor au început încă de luni, 6 martie, când au primit vizita stiliștilor de la salonul de înfrumusețare VIP. Acestea au primit și vizita reprezentanților unei firme de confecții care le-au dăruit doamnelor haine. Marți, 7 martie, bătrânii de la Casa Bunicilor au primit vizita copiilor de la centrul social Don Calabria, care i-au încântat pe aceștia cu un program artistic. Miercuri, câțiva studenți de la Institutul Franciscan i-au vizitat pe bătrâni, care în aceeași zi s-au bucurat și de atenția copiilor de la Asociația Iubire și Speranță, a părintelui
Mihăiță Popovici, care i-au încântat cu un frumos program artistic. În ziua de 8 martie și masa bătrânilor de la Casa Bunicilor a fost una specială, meniul conținând friptură de curcan cu garnitură de cartofi cu rozmarin, iar la desert, tort tiramisu. Casa Bunicilor este un centru social ridicat în urmă cu 5 ani pe fonduri europene, în care locuiesc 38 de pensionari singuri care au posibilitatea să-și achite o parte din costurile de cazare de la acest centru social, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială a Primăriei Roman.